Ionul de Poveste și Dan Negru i-au ținut pe români aproape de Antena 1 și la cumpăna dintre ani. În noaptea de Revelion, Antena 1 a obținut audiențe de aproape 3 ori mai mari decât postul de pe locul 2 ProTV. Milioane de români au răspuns campionului divertismentului în momentul în care a urat la mulți ani. La miezul nopții, Dan Negru le-a urat telespectatorilor la mulți ani și au răspuns 1.700.000 de români din mediul urban. Asta înseamnă un rating de 14,7% și un share de 32,5% pentru primul minut din an în care televiziunea națională, situată pe locul al doilea, a reușit un rating sub jumătate, iar ProTV s-a situat pe locul 3. Revelionul de Poveste a fost lider absolut în noaptea dintre ani și a adus Antenei 1 audiență de aproape 3 ori mai mare decât postul situat pe locul secund, ProTV. Dan Negru și cele 100 de vedete transformate în personaje celebre au reușit să țină în fața ecranului aproape 1.700.000 de români și au făcut un rating de 14,4%. În tot acest timp, programul ProTV a obținut audiențe de 3 ori mai mici, 648.000 de telespectatori și 5,6% rating. Pe targetul național, peste 3 milioane de români l-au urmărit pe Dan Negru la Revelion de Poveste. În minutul de aur, la ora 0:26, programul prezentat de campionul divertismentului a înregistrat un rating de 21,3% și un share de 44,6%, ceea ce înseamnă că 4.363.000 de telespectatori, aproape jumătate dintre cei care au petrecut Revelionul în fața micului ecran, au ales Antena 1. Pe timpul întregii zile de 31 decembrie, românii au fost alături de Antena 1, care s-a situat pe primul loc, cu 18,1% share și 4,7% rating. ProTV a fost pe locul 2 cu 12,5% share și 3,3% rating. În prime time, Antena 1 a fost alesă de peste 1 milion de români față de doar 900.000 câți au urmărit ProTV. Asta înseamnă un share de 20,1% față de 17,1%. Doamnelor și domnilor, campionul divertismentului Dan Negru e în platoul Observatorului. Bună seara! La mulți ani! Felicitări Sărbună, pentru audiență! Ai pășit cu dreptul în noul an. Am pășit noi toți cu dreptul, da. Cred că e o tradiție, Octavia, Revelionul de foarte, foarte multă vreme. Erai probabil la liceu când au început primele revelioane De vreo 12 ani izgantă. Da, să tot fie. Și e important că există o echipă, am făcut noi toți o echipă și am reușit ca an de an să performăm. Când te-am iartă-mă. Când te-am prezentat, ai avut așa o grimasă de nu-mi place să mă lăudați. Nu-mi plac nici cartoanele alea de le-ați dat voi aici. Spun sincer, oamenii nu înțeleg nimic din cartoanele astea, din rating, din share, ideea din audiență. Ideea era că ați fost cei mai buni. Nu o să crezi, dar sunt oameni în televiziune care habar n-au ce înseamnă rating și share. Dar toată lumea în România vorbește despre rating, despre share, e o nebunie, nebunie audiențelor. Important e ca omul să se uite la televizor, să-i placă ce vede. Asta e important, ca seară cei mai mulți români au ales să se uite la Antena 1, la Revelionul. Să știi că s-a pomenit adeseori de numele competitorului nostru principal, ProTV, în materialul de adineaur și ProTV-ul a avut un program senzațional de Revelion. Cred că și noi suntem în noaptea de Revelion de foarte mulți ani de zile ca Real Barcelona sau ca Steaua Dinamo. Derby. Sunt două echipe bune și competitorii noștri, adversarii noștri, nu dușmanii noștri, au avut un program pe măsură la fel de bun. Spune-mi cum e să fii de 12 ani gazda unui asemenea moment. E un moment important ca la sfârșitul unui an să intri în casa unui om care e cu gândul la tine. E o mare apăsare. Te gândești întotdeauna ce o să se întâmple la anul, ce trebuie să faci la anul. Știi, întotdeauna la ora 9:30 dimineața, când afli ce s-a întâmplat în noaptea de Revelion, cu cei din echipa mea, urmează 2013. Dacă mai urmează, că am văzut la voi la Observator că se termină lumea, așa că ăsta a fost ultimul. Nu, sunt noi scenarii. Ai văzut că și anul ăsta au fost tot felul de scenarii. Spune-mi ce ai făcut tu după ce ne-ai urat nouă la mulți ani. După emisie. Noaptea? Vorbești de azi noapte? Azi noapte, da. Ai dormit? Nu prea dorm, nici împreună cu echipa mea stăm și e o noapte destul de ciudată, noaptea asta de între ani, din 31 decembrie, de foarte, foarte mulți ani de zile și așteptăm cifrele astea de care vorbeați voi și din care oamenii nu înțeleg nimic, stăm și le așteptăm cu mare interes și după ce vin ele încercăm să ne liniștim și să dormim așa. După ce te-ai liniștit, cu ce planuri ai intrat în noul an? Să dea Dumnezeu să mergem pe aceeași tradiție de divertisment puternic pe care Antena 1 are. În seara asta, iată, e finala unui grandios show de televiziune X Factor, îi îndemn pe oameni să privească show-ul. Chiar o să mergem în platou să vedem cum se simt concurenții. Sperăm să mergem pe tradiția asta de divertisment puternic de televiziune pe care Antena l-a creat de foarte, foarte mulți ani de zile. De la Ceau Darwin, Batem Palma, Ziua Judecății, Academia Vedetelor. Era la liceu, așa e când era cu Academia Vedetelor. Eram la liceu, da, și mă uitam, chiar mă uitam. Dan, am o mare curiozitate, uitându-mă cu prieteni de-ai mei, te rog. Am zis, Doamne, unde l-ați găsit pe Superman?
Domnul acela în balon. Vorbește magicianul ăla care intră în balon. Și cum s-a schimbat în Superman în balon? Fii atent, asta e o reminiscență, dacă vrei, unui format de televiziune care a avut un succes deosebit și care era lider de piață sâmbătă seara, se numea Secret Talent, în care oamenii veneau și performau. Teodor Meleșcanu, de exemplu, a dirijat o orchestră întreagă, sau Adrian Copilul Minune, manelistul Minune, a cântat muzică de operă. Secret Talent, în show-ul ăla, aduceam și tot felul de oameni din străinătate care performau. Știu în astfel de O știi și pe asta? O știu și pe asta, le știu pe toate. Sunt cu ochii pe tine de când eram mică. Cred că e o reminiscență de la Secret Talent, acolo aveam tot felul de magicieni. Tipul ăsta a colindat toate televiziunile europene și ea că a venit de Revelion și la noi la antenă. Dar mulțumesc să ai un an de nota 10. Să dea Dumnezeu la fel și ție.